Ca și majoritatea femeilor din Republica Moldova, Ecaterina Moga și Natalia Dumbrava își încep ziua dis de dimineață. Ce îmi place dimineața să am un timp al meu personal, un timp de meditație, în care să citesc, să mă gândesc, să analizez anumite lucruri din viața mea, după care trezesc copiii și pregătesc copiii ca să meargă la școală, la grădiniță, și apoi am programul meu de lucru propriu zis. De obicei încep serviciul la orele 9. Programul meu în fiecare zi începe la ora 7 cu deșteptarea și plec la școală. La școală stau până la ora 5 sau chiar 6, când vin acasă este noaptea. Se întâmplă așa zile când mă duc noaptea și vin noaptea. Ecaterina Moga a activat 18 ani în calitate de psiholog, profesor și director la un liceu privat din capitală. Femeia va deschide în luna ianuarie un centru de consiliere psihologică unic în Republica Moldova pentru a oferi suport persoanelor care au nevoie de susținere și ajutor. Va fi un centru care va acorda servicii și cu plată, dar va acorda și asistență gratuită persoanelor din familii sociale vulnerabile, pătrunjeni sociale care într-adevăr recunosc că au nevoie de ajutor, dar nu își pot permite să apeleze la un profesionist. Apelând la specialist, atât adolescenții, cât și oamenii maturi, copiii, tinerii, au posibilitatea să-și refigureze, să-și redirecționeze traseul lor de dezvoltare. La 100 km de centrul Moldovei, în raionul Falesti, locuiește Natalia Dumbrava, profesoară de fizică și informatică în satul Catralac. Femeia a recunoscut că zilnic se ciocnește cu noi provocări la școală. Este greu pentru că trebuie să muncești mult. Ca să fii la nivel, trebuie să muncești mult. Să fii în permanență căutare, mai ales în timpul acesta, când trăim în era tehnologiilor avansate, când copiii ne iau înainte cu tehnologiile, noi nu trebuie să rămânem în urma lor. Dacă rămânem în urma lor, noi i-am pierdut, practic, la lecții. De aceea mă stărui ca la fiecare lecție să vin cu ceva metode interactive, să aplic la multe proiecte, pentru că proiectele acestea mă ajută să mă dezvolt, să mă dezvolt profesional. Copiii din generația de astăzi nu mai sunt copiii de acum 20 de ani. Asistăm într-o eră digitală a copiilor din era digitală. Profesorii au oportunitatea de a folosi la lecție tehnologiile avansate. Și asta îi captivează pe copii, le trezește interesul față de învățătură, față de obiect. Cele două doamne au declarat că pentru o bună activitate a profesorilor este nevoie de condiții speciale de muncă. Fiind cu un an în urmă în Olanda, la un schimb de experiență, ceea ce m-a frapat pe mine în câteva școli la care am fost, este că fiecare profesor, cel puțin o dată pe lună, este obligat să meargă la consiliere pentru psiholog. Este important ca un profesor să se dezvolte profesional în continuu, să participe la diferite traininguri. Deci profesorul trebuie să aibă un echilibru emoțional foarte bine stabilit ca să poată oferi elevilor ceva mai bun. Chiar dacă au un program încărcat, Ecaterina Moga și Natalia Dumbrava încearcă zilnic să-și croiască timp liber pentru activitățile care le relaxează. Fiecare dintre noi are nevoie de o oră de dezvoltare personală, deci nu o confund cu pauza de cafea, că am și o pauză de cafea, deci numai decât. Deci pauza de cafea este timpul în care eu mă relaxez din punct de vedere emoțional și nu mă concentrez la lucrurile nici de dezvoltare, nici de activitatea profesională, nici copii, nici familie, este timpul meu. După cum văd eu în lumea aceasta modernă a noastră, femeile s-au schimbat, dacă cu 10 ani în urmă puteam spune că ele ratau o lecuță altfel și se deosebeau cele de la țară cu cele de la oraș, acum nu văd diferența. Deci acestea de la sat se stăruie să fie în permanență să gătite. Deci încep altfel să privească la viață. Femeile au recunoscut că în Republica Moldova este greu să ții piept stereotipurilor, în special celor legate de femei, pentru că oamenii preferă să rămână în zona de confort. Stereotipul apar atunci când societatea are puțină informație. Noi am crescut și creștem, suntem în generația când trăim sub acele impresii de educație comuniste. Unul din stereotipurile cu care m-am confruntat recent, câteva luni, în urmă că femeia trebuie să tacă, femeia cumva nu are dreptul la afirmare, femeia cumva trebuie să știe locul ei și nu trebuie să învețe pe alții,
cred că este greșit pentru că fiecare avem locul nostru. Etichetarea că femeia mai bine să stea acasă, ea este responsabilă de educația copilului, dar pe umeri femeii sunt puse foarte, foarte multe probleme. Și bărbații trebuie să fie implicați în creșterea și educarea copilului. Atât Ecaterina cât și Natalia sunt de acord că susținerea partenerului este importantă în orice domeniu de activitate a vieții. Dezvoltarea femeii și dezvoltarea bărbatului depinde foarte mult de relația armonioasă care sunt în familie. Atunci când sunt văzute prioritățile ambilor și este respectul, atunci lucrurile decurg altfel în viață. Se spune că în spatele unei doamne de succes este bărbatul. Și acesta este adevărat, simt și eu, deoarece în succesele realizate de mine, în spatele meu a stat soțul, care tot timpul m-a ajutat, m-a susținut în toate activitățile care le-am realizat. Am un soț extraordinar care crede în viziunea pe care o am și o împărtășim împreună. Pot să mă bazez pe el oricând. Noi conlucrăm în orice domeniu, deci nu avem lucru meu și lucru tău, lucru nu știu cui. Celor două familii le place să petreacă timpul împreună, în special seara și în weekend, atunci când pot să discute ore în șir despre activitățile lor. Cred că după serviciu îmi iau copiii, avem timpul de familie, care este foarte important pentru noi. Este important să luăm cina împreună, să fim toți acasă, apoi să avem acel timp de relaxare. Îmi place și îmi planific. Și îmi planific asta, sublinez, să mă joc cu copiii mei, chiar dacă este foarte puțin, dar ei au nevoie de atenție. Și, interesant, în fiecare seară noi avem pauza de lectură. Aici. Plict. Mamă. Sigur. Seara iau cina și iarăși deschid caietele, cărțile, calculatorul. Deschid ușa bucătăriei și, sincer vă spun, câteodată mi este dor de ea. Ea mă aflu mai mult sâmbătă-duminica, când vin toți acasă și trebuie să prepar, să pun la masă, să stăm la masă. Practic, suntem toți împreună și asta mă bucur foarte mult. Căldura aceasta, poate îmi dă și putere, căldura aceasta a lor, care sâmbătă-duminica, suntem toți împreună. Trebuie să știm să dezvoltăm și să recunoaștem potențialul din fiecare om. Trebuie să privim fiecare persoană, fie că e copil, fie că este om în vârstă, fie că este femeie, fie că este bărbat, prin prisma potențialului pe care îl are și valoarea lui ca și om.